astăzi, la meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, invadez Arena Națională alături de prietenii mei pe care îi cunoașteți din vlogurile anterioare de la Tenis cu Piciorul. Vor fi prezenți peste 35.000 de oameni la această partidă. Avem și niște tricouri de oferit suporterilor celor de la FCSB, așa că haideți să mergem să ne întâlnim cu gașca noastră. Fraților, și atenție că a ajuns Dorian Popa la Buzău, fraților. Dorian! Dorian! A, nu e Dorian. Am crezut că e Dorian Popa. LOL. Gata, fraților, a venit și cealaltă mașină. Nu era Dorian Popa, era fratele nostru Antonio. Și mai trebuie să vină Robi cu mașina. Văruțule, te pup, bine ați venit. Vă iubim. Vrem să facem cea mai frumoasă galerie. Invadăm Arena Națională. Bineînțeles. Gata, fraților, suntem pregătiți și noi să plecăm. Au venit și băieții. Robi a plecat cu cealaltă mașină înainte, că era frică că nu prinde loc de parcare. Ne întâlnim și cu Daniel acolo. Doamne ajută să ajungem cu bine. Predicții. Ia zi, fratele meu, cât se termină meciul, Loris? 2-0 pentru Steaua. Bă, Andrei, rapidist! Ăsta iar e infiltrat. Ia zi, bă, intrusule. 1-0 Craiova, doamne. Ia zi, Răzi. 2-1 FCSB. Ăla suflet de rapidist, ăla de acolo. 1-0 Craiova. Și cine dă gol, mă, deșteptule, că Mitriță nu joacă? Autogol. Și eu zic 1-0 pentru FCSB și dă gol Florinel Coman. Update. Și Răzvan e rapidist. Păi cum, bă, Răzvan, ai zis că bate FCSB 2-1? Sau ești realist? Realist. Doi rapidiști în spate aici. Răzvan și Andrei, rapidiști. Și am plecat și noi cu bolidul ăsta. Mamă, ce diferență față de Peugeot-ul meu. Bolidul ăsta. Și e foarte curat. M-ai spălat-o special acum sau? Mai. Uite, Andrei, oile. Acum să vedem cum o să fie. Era un meci și mai frumos dacă nu era Mitriț accidentat. Oricum, fotbalul la noi este foarte surprinzător. Rapid bate pe FCSB 4-0. După aia, nu știu ce s-a întâmplat. Dezastru total, nu mai câștigă niciun meci. CFR pierde cu Corvinu Hunedoara 4-0 și îi bate pe Rapid 4-1, dacă vă vine să credeți. Deci, orice este posibil și în această seară. Două ore până la startul meciului și credeți-mă că e full rău de tot. Și mai sunt două ore până începe meciul. Foarte multă lume cu două ore înainte. Să vedem dacă găsim parcare. Cu greu, dar bine că am găsit loc de parcare. Nu vă imaginați câte mașini sunt. Bă, vă zic sincer că e mișto rău mașina asta. Am filmat-o și Patalorian. Am filmat, e mai mișto BMW-ul tău. Stai liniștit. Pă bune, nu-ți place asta? De ce nu-ți place? Că nu-i BMW sau Mercedes? Bă, dar vezi că era mișto, era nice. Vreau să zic că îmi aduc aminte de jocul ăla, mă. Era jocul ăla pe NFS. Zici că e din NFS, aha, mașina aia. Bine că am găsit parcare, frații mei, că era groasă, full. Și autocarul celor de la FCSB, frumos parcat, regulamentar. Bă, dar ce bătaie mi-a dat Răzvan, a ținut de ea, i-a fost frică să joace, i-a fost frică de joc. S-a apărat, a ținut de ea 3-0. Bun, hai să începem. Așa, să începem. Un institut mijlocaș al FCSB-ului.
Caș central. Iată, să dau ultimul indiciu, dacă nu uite, nu te-a mai mult, dar să nu costează. A ieșit campion, Iunian, la Minicorbal. Și tricou aici, cu FCSB. Bă, Daniel, bă, greu a fost, bă, Urceanu, nu ți-ai dat seama? Ia să vedem, prieten, cum se descurcă Andrei la evită să spui același lucru ca și mine. Ce ai primit, Andrei? Vă dați seama, ia uitați-vă ce a primit Andrei, care e rapidist. Ia ține. Ia-l pe tine, bă. Ar trebui să-și fac acum transferul. Gata, fraților, am luat tricourile cu FCSB. Mergem și noi acum repede să facem cele mai tari TikTok-uri din România și să dăm aceste tricouri suporterilor celor de la FCSB. Salut, salut! Dacă urmărești Superliga pe Instagram, câștigi acest tricou cu FCSB. Hai să vedem. Pe Instagram, da? Superliga. Primul. Urmărești, ia vezi? Urmărești. Felicitări, ai câștigat acest tricou cu FCSB. Ghicește jucătorul din Superliga în 60 de secunde și câștigi acest tricou cu FCSB. Îi dăm drumul? Haide. Haide. E român? Da. Bun, joacă în prima ligă? Da. Play-off? Nu. Oh, mi-ai dat greu. Play-out. Normal. Nu știu. Zi echipele. Voluntari? Nu. Botoșani? Dinamo? Nu. Rapid? Nu. Hermannstadt? De la Hermannstadt. Nu știu pe nimeni de la Hermannstadt. Atacant de la Hermannstadt. A fost la U Cluj și a fost și la FCSB. Gândește-te. Tatălui a fost fotbalist. 40... Iani Stoica. Bine, Iani Stoica, 42 de secunde. Ghicește jucătorul din Superliga în 60 de secunde și câștigi acest tricou cu FCSB. Îi dăm drumul? Da. Hai. Play-out? Nu. Play-off? Da. Ok. Craiova? Da. Ok. Ce atacant? Nu. Fundaș? Nu. Mijlocaș? Da. Crețu? Alex, da, Crețu. Nu pot să cred! 8 secunde, nu vine să cred! Mamă, nu ne-am vorbit! Deci nu ne-am vorbit! Nu, chiar nu. Mamă, nu pot să cred! Măi, nebă! Deci doar uitați-vă ce este la intrare. Nu pot să cred. Deci uitați-vă câta coada. De fapt, ce cozi infernale peste tot. Deci nu pot să cred.
Daniel! Daniel, predicții Daniel, nu mi-ai zis. Ai revenit la 2-1 ăla? Da. Sper doar să nu întârziem, prieteni. Mai sunt 10 minute, dar nu întârziem. Am intrat cu greu, dar am intrat. Nu-i posibil așa ceva. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Gata, fraților, am ajuns pe arenă, am stat mult la coadă. Bă, pentru prima dată nu am găsit bilete la meci, doar aici, la Inelul 3, dar sincer vă spun, se vede bine rău de tot. Bă, nu se vede bine? Da. Zi? Da, perfect. Bă, Popurec, se vede bine rău de tot, chiar nu-mi pare rău. Eram învățat cu Daniel să cumpărăm bilete cu 5 ore înainte de meci, dar de această dată ne-am luat țeapă. Pentru că n-au mai fost bilete decât la Inelul 3, dar credeți-mă că se vede mișto tare rând de tot. O să vedeți acum! Galeria celor de la Craiova. Thank you.
joacă tare rău de tot. 4 galbene în primele 24 de minute. Bine! Bine! Mamă, ce ocazie! Mamă, mamă, ocazie după ocazie! Nu pot să cred! Sigur o să dea gol pe CSB până la pauză, sigur! Acum se joacă, se ia cartonașul roșu, 100% o să fie roșu în această seară. Nu are cum, foarte multe galbene până acum. Asta e un V de la Vanez? Ce părere ai de el? Da, o fi da. Un V de la Vanez ăsta? Da! Mi-am dat la numele! Pauză pe Arena Națională, prieteni, 2-0 pentru FCSB, gol Florinel Coman și autogol Vlădoiu, iar roș-albaștri sunt din ce în ce mai aproape de titlul de campioni. A început repriza a doua, schimbare la Craiova, a ieșit Tifan și a intrat Câmpan. Yeah!
FCSB Craiova 2-0. Greu pentru Craiova fără Mitriță. Scorul a fost stabilit încă din prima repriză. FCSB s-a mulțumit cu acest rezultat și este din ce în ce mai aproape de titlul de campioane. Și fraților, singurul care a ghicit scorul din această seară este Lorian. Felicitări, ai câștigat o îmbrățișare. 2-0, 2-0 ai zis, ha? 2-0, bă, a ghicit Lori scorul, bă, nu pot să cred. Bine, bă, Neagule, bă, rapidistul a devenit FCSB-ist, nu pot să cred. Gata, frații mei, am plecat și noi acasă, mergem la Buzău. A fost un meci frumos. Chiar dacă am stat la inelul 3, credeți-mă că s-a văzut mișto rău de tot. Vreau să vă mulțumesc mult de tot că ați urmărit acest videoclip și ne vedem data viitoare. Vă pup și vă respect pe toți.